Metronom 75. Aveți salutul lui Cornel. Și invitația de a asculta astăzi împreună un nou album și nou grup ce marchează revenirea pe scenă în plină forță a lui Ginger Baker, fostul Cream, The Baker Gurwitz Army, armata lui Baker și a lui Gurwitz. Help me, ajutor. Help me.
Help me, ajută-mă. Aș vrea să spun numai câteva cuvinte despre felul în care armata, invincibilă armadă a lui Ginger Baker și a fraților Gurwitz a fost primită. Mai întâi Adrian Gurwitz la gitară și voce și Paul Gurwitz la gitară, bas și voce, gitară, voce, da, asta e interesant, au fost nucleul grupului Gunn cu ani în urmă, prin 68-69, dacă nu mă înșel. Obținea mare succes cu Race with the Devil, cursa cu diavolul. Alături de Ginger Baker, la tobe, percuție, vibrafon și voce, și de frații Gurwitz, mai cântă John Norman și B. Norman Mitchell la keyboards, synthesizer și vibes. Înflăcărat, repede și furios. Yes, it's the same old rubbish, folks. Da, este același vechi gunoi, aceleași vechituri, aceleași lucruri de aruncat, oameni buni. Așa se titulează cronica, apărută la 11 ianuarie 1975 la New Musical Express, cine altul decât inamicul public numărul 1 al mai tuturor grupurilor din lume, Charles Shar Murray. Îl găsesc puțin deplasat, în schimb, iată ce înseamnă democrație, și mai ales când vorbim de Anglia, democrația ia un alt aspect. La revista concurentă, Melody Maker, la 11 ianuarie, un critic care are ceva mai multă reputație, Chris Welch, își intitulează cronica la albumul de Baker, Gurwitz Army, Ginger, His Finest Hour. Ginger, ora lui cea mai fină, cea mai bună, momentul cel mai realizat al artistului. Și menționează Chris Welch, asocierea lui Ginger Baker cu frații Gurwitz a fost pur întâmplătoare. Albumul pe care l-au realizat împreună dovedește că a fost un joc al destinului. Fericit joc al destinului, pentru că Chris Welch vede în grupul Baker Gurwitz Army una din marile revelații ale anului 1975, care, afirmă el, ain't gonna be so bad after all, nu arată a fi prea rău după toate cele. The Baker Gurwitz Army este un album care ne reamintește că există pe scena muzicală muzicieni deosebit de talentați, a căror tehnică uneori este mai rău folosită, alteori, cum e cazul albumului pe care îl ascultăm astăzi, din plin folosită. Minunățile le vom releva pe parcursul emisiunii. Deocamdată să învățăm instrumental ce e dragostea. Love is...
Love is, dragostea este, înțelegere și chiar pricepere muzicală. Mă refer la Charles Samurai, care n-a văzut mai nimic în noul album al lui Ginger Baker, în timp ce Chris Welch de la Melody Maker scoate în evidență, vorbind despre acel joc al destinului în întâlnirea dintre Baker și frații Gurwitz, faptul că entuziasmul și prospețimea lui Adrian Gurwitz la gitară l-a stimulat pe bătrânul Ginger Baker, nu numai în părțile de solo, dar în întreaga lui bătaie la tobe. Este într-adevăr remarcabil să-l urmărim pe Ginger Baker cu câtă maestrie combină formulele ritmice, cu câtă exactitate, cu cât rafinament le interpretează. Și un solo în Memory Lane, care este poteca, potecuța, cărarea memoriei.
Da, Memory Lane și iată una tot de Adrian Gurbiț, dar fără contribuția lui Ginger Baker, în care suntem invitați să renunțăm la egoism, să privim înăuntrul nostru și să nu ne conformăm societății, să nu refuzăm să vedem sărăcia și să nu încercăm să trăim viața pentru altceva decât pentru a ne bucura de ea, căci dincolo de moarte nimic din ceea ce adunăm nu vine cu noi. Inside of Me, Baker Gurbiț Army.
Inside of Me, o privire în interior, interiorul său, aruncat și Ginger Baker, care e autorul cuvintelor piesei care încheie prima față. I wanna live again, vreau să trăiesc din nou. Și Ginger reafirmă aici faptul că izolarea sa, știm cu toții, s-a mutat la Lagos în Nigeria, nu i-a prins deloc bine. Vrea din nou să se afle printre colegii săi, vrea din nou să lucreze, să renunțe la tot ceea ce a constituit decepție pentru el, să ia totul de la început și reconsideră că cele mai frumoase momente din viață au fost acelea ce au părut cele mai grele. I Wanna Live Again, Adrian Gurvitz, excelent la gitară. Children's eyes made me realize where I went wrong, and now I find it's been so long since the good times passed by. Made me realize that I've been telling lies to myself. Now I find that the good times were the bad times every time. I wanna live again, vreau să trăiesc din nou. Și am făcut o confuzie anunțându-l pe Adrian Gurvitz, solist la gitară. Avem prilejul să-l reascultăm, cel puțin în Mad Jack, o poveste cu aventuri în junglă, dintre cele trăite de Ginger Baker la fața locului. Mad Jack. This is a story, a
and I swear it's true. It's about Mad Jack and our guru. Mad Jack was nobody's fool, singing back, keeping cool. The kids run out as Jack passed by, throwing mints with a twinkle in his eye. Keep on trucking, riding on through. Keep on heading, our good goo. Kept his wheels and he kept his head. Kept his tiger black, white, red. Black, white, and red? That's what I said. He kept his tiger black, white, and red. Crowds all cheered at a strange machine, flashing through the bush with his racing team, with his man and his tiger in the back. Our Gungu Jack was the first one back. Keep on trucking, ride on through. Keep on heading, our Gungu. Kept his wheels and he kept his head. Tiger, black, white, red. Black, white, and red. That's what I said. He kept his tiger black, white,
about Mad Jack and our Gunga. 4 days, 3 nights, through bush and trees, through the desert sand, boulders and rocks. Mad Jack and his crew beat the lot to our Gunga. The Flying Dutchman, the Flying Scot, and it's not Goblin 18, tried all they'd got. Making way for no one, they just had to win, to beat Mad Jack, his friends and crew, and be the first to Argungu. 13 vehicles died the very first day, and a poor old donkey flew away, and an eagle, and umpteen goats, and various quadrupeds met their match, meeting man-made metal monsters. It just didn't do. They couldn't beat Jack to Argum. Bomber Bombardini went backwards up a tree. How he got there is a mystery to me. The Flying Dutchman, the Scot and 18 got stuck in the sand, and when they got free, went freeways through a village chasing me to Argungu. Through the hot hazy Hamatan and the cold windy nights, the remaining few madmen blazed their lights. And I lost the wheel, I would have won too, but where others had failed, Mad Jack, he came through. He kept his wheels, and he kept his head, and he kept his tiger black, white and red. And to my great surprise, Mad Jack and his crew took the prize at Argungu. Și așa cum se întâmplă, tigru a fost Leo. Istoria narată de Ginger Baker a povestit competiția între Mad Jack, The Flying Dutchman, The Flying Scots, Not Goblin și Bomber Bombadini în drumul lor spre Argungu prin junglă. For Fuel este o altă piesă instrumentală, un blues lent. Spune totul, ascultați-l. We'll be right back.
Four Phil, 4 Phil. A spus totul și încă ceva în plus despre noul grup Baker Gurwitz Army, îmbrăcați pe coperta albumului în chip de luptători mongoli și, bineînțeles, călare pe cai. Since beginning, de la început se află totul pe pământ. Florile, pomii, munții, mările. Ne naștem și învățăm câte ceva despre ele. Dispărem pentru a lăsa locul altora ce vin să ne urmeze, executând aceeași operație a cunoașterii. Since beginning, Baker Gurwitz Army par să fie și ei de la început. Tot ceea ce trăiește pe acest pământ se naște și moare și așa merge totul înainte. Să sperăm că grupul Baker Gurwitz Army nu va muri chiar atât de curând.